Bună fecioară și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 19-25 februarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Fecioară, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa. De asemenea, primești și un mesaj bonus din partea oracolului mesajele iubirii, iar în final vedem surpriza pentru fecioară în această săptămână. Bun, vin cu vești bune către tine și anume soarele se mută în semnul peștilor și stă acolo în perioada 19 februarie, 20 martie. Acum este o perioadă bună în care în primul rând se mai clarifică dintre probleme. Probleme legate de relația cu partenerul, relația cu un copil, relația cu oamenii din jurul tău, probleme din relația legată de clienții tăi. Poate unii dintre voi reușiți să vedeți așa lumina de la capătul tunelului într o relație, alții începeți să vedeți mai clar dacă ceva funcționează sau nu funcționează. Poate să fie și o perioadă în care se îmbunătățesc relațiile cu ceilalți. De ce nu? Da? Deci alte fecioare ieșiți mai mult în evidență, sunteți susținuți, dar e posibil să vedeți și acolo cu adevărat cam ce se merită să mai țineți prin viața voastră și ce nu. Tot ceea ce ține de zona relațiilor. În egală măsură, fecioara săptămâna aceasta trece prin niște uh, Schimbări, pot fi niște lucruri total neașteptate care se petrec legate de muncă, legate de sănătate, legate de rutina zilnică, și acolo poate să fie vorba despre o însănătoșire prin renunțarea la niște obiceiuri, sau pentru alții poate discutăm despre un moment în care dragostea apare pe la muncă. Da? Și aici eu nu mă bag, fiecare știe regulile dacă poate sau nu să se arunce. Da? De regulă nu, mă rog, nu fac casă bună împreună dragostea și cu munca, dar în fine, fiecare face cum consideră. Alții din contra, vă găsiți o pasiune, da? ziceți gata, m-am îndrăgostit de domeniul respectiv, vreau să-l studiez, vreau să aflu mai multe detalii și cine știe în timp poate uh, Uh, duceți pasiunea aia, plăcerea aia, într-o sursă de venit. Alții, cu siguranță reușiți să vă finalizați niște lucruri foarte importante pe la muncă reușiți să vă clarificați, pot fi chestiuni legate de bani de acte de relația cu, cu uh, colegii voștri, relația cu uh, uh, Oamenii din jurul vostru, deci Fecioara are ocazia să rezolve niște lucruri foarte, foarte importante. În sfârșit, acționați da? într-o relație anume, luați atitudine și vedeți ce puteți să faceți să mai păstrați relația, nu mai păstrați. Alții, din contra, împreună cu partenerul, vă, vă băgați acolo prin niște activități săptămâna asta, care zic eu că v-ar ajuta, da? care sunt favorabile. Și uh, Mercur guvernatorul vostru, începând cu 23 februarie, o să fie în semnul peștilor. Și aici este o perioadă în care Fecioara va comunica mult mai mult cu clienții, cu partenerii. Relația cu partenerul se îmbunătățește prin partea aceasta de comunicare. Însă, vedeți voi, uh, este și o perioadă în care e posibil să întâlniți și tot felul de oameni care nu au neapărat o direcție, care... Uh, nu știu, nu se exprimă da? cam cum ați vrea voi, însă foarte multe fecioare puteți să faceți drumuri în perioada asta, deci începând cu 23 februarie până prin martie, până pe la început de martie, drumuri pentru a, pentru a rezolva tot felul de chestiuni legate de acte, iar unii poate aveți procese în perioada asta, da? Și trebuie să vă duceți, mai vorbiți, mai aveți un termen, ceva de genul ăsta. Însă, Însă, pe 24 februarie avem lună plină în zodia ta. Este o lună plină puternică, ți-aș recomanda multă odihnă, în special pe luna asta plină, și vezi tu, e o lună plină care fie te determină să închizi o relație, fie unele fecioare ziceți, bun, atunci e cazul să abordez lucrurile diferit într-o situație, undeva anume. Pentru unii pot fi tensiune acolo în relația cu oamenii din jurul vostru, în relația cu o persoană mai experimentată. Alții pur și simplu primiți o veste de la cineva, poate nu vă place, dar vă dați seama că e cu binecuvântări. Uh, vi se clarifică mintea, iese ceva la suprafață. Fecioarele care vă știți prin relații de cuplu care nu mai funcționează, vedeți că este o perioadă în care se face o triere foarte importantă da? și pot fi astfel de discuții cu partenerul, ne separăm, ne mutăm împreună, ne schimbăm casa împreună și așa mai departe. Însă, vezi tu, sunt lucruri da, pe care tu le vei iniția cumva. Da? Și bineînțeles că tot săptămâna aceasta Fecioara mai învață lucruri noi de la o femeie. Poate nu-ți place da, ceea ce ți se spune, poate e ciudat. Unii parcă sunteți puși acolo să faceți niște cursuri, să mai învățați ceva și poate nu sunteți foarte încântați în legătură cu situația asta. Și de asemenea, eu vă zic clar că este o săptămână în care se mai rezolvă anumite chestiuni financiare pentru voi. Da? Doar că na, rezolvarea mai vine și prin studiu, mai vine și prin ideea aceasta de a vă deschide și în fața unor noi idei, de a înțelege că lucrurile se schimbă în permanență și trebuie să rămâneți acolo la curent cu tot ceea ce se, ce se petrece. Da? Bun. Hai să vedem, dragi fecioare, și arhanghelii ce zic pentru voi, ce trebuie să știți pentru săptămâna 19-25 februarie. Culorile importante. Albastru, verde, galben, mov și văd aici un bărbat cu părul șaten, cu ochii deschiși la culoare. Iar culorile, iar numerele importante pentru tine sunt 3, 6, 9, 36, 63. Arhanghelul Raziel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins un înalt nivel în sfera discernământului spiritual și eu îți facilitez accesul dincolo de vălul iluziei. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Foarte frumos. Deci fecioara este foarte bine susținută. Este un moment în care e o hotărâre importantă. Încep să vezi lucrurile mai clar. Poate într-o anumită situație ți-ai făcut niște gânduri, ai avut niște așteptări, ți-ai făcut niște iluzii. Și acum, în sfârșit, îți cade, da, acel văl de pe față și vezi lucrurile clar. Și asta, eu zic că, te ajută foarte mult. Foarte mult. Știu că este și o perioadă în care fecioara se mai poate pierde în detalii, da? Uh, și atunci, da. Uh, poate să apară o astfel de rezolvare. Okay. a început citirea. 9 de monede, deci banii sunt importanți pentru fecioară săptămâna asta. Banii, relația cu oamenii din jurul vostru, relația cu băncile, niște bani acolo. Te concentrezi împreună cu o persoană pe bani, pe partea materială, valetul de spa de patru de băte. Multă curiozitate pe care o ai aici în legătură cu petrecere, în legătură cu un eveniment. Mergi undeva și acolo cineva nu știu, vrea să te cunoască mai bine. Sau mergi tu undeva și găsești o persoană care ți atrage atenția. fecioara studiază, fecioara e foarte curioasă săptămâna asta să-și clarifice anumite lucruri. Da? 9 de monede. Ziceam eu că banii sunt importanți într-o relație săptămâna asta sau poate ai discuții intense cu partenerul, cu oamenii din jurul tău, privind o sursă de venit, privind o situație financiară. Doi de monede la baza manifestărilor tale. Deci ești prins aici între două locuri de muncă, cheltuieli care apar, bani care vin, dar care se duc. Unii sunteți prinși așa între două orașe, două țări, două lucruri diferite. Vă nu știu, vreți să vă mutați, vreți să schimbați ceva. Uh, roata destinului în inima ta, deci te simți norocos săptămâna asta, ești sigur pe tine, știi foarte bine ce îți dorești. Este o săptămână în care încep să vezi lucrurile altfel. faietonul în mintea ta, o legătură cu zodia rac, deci un drum pe care îl faci undeva anume. Poate să fie și un succes pe care îl ai, o veste care apare de la drum. Unii, așa cum am zis, parcă trebuie să vă mutați sau trebuie să plecați, să faceți un drum important, trebuie să faceți niște, niște schimbări aici. Avem împăratul, o legătură cu Zodia Berbec, dar și o hotărâre importantă pe care cineva o ia. Unii puteți avea legătură cu șeful, cu o persoană importantă, alții puteți avea legătură cu o persoană uh, cu autoritatea asupra voastră. 4 de monede. Deci se accentuează ideea că unii puteți avea legătură cu o persoană mai încăpățânată săptămâna asta, cineva care știe foarte bine ce își dorește. Iar în alte cazuri e clar că se iau niște hotărâri privind o sumă de bani, o casă, o moștenire, o mutare și în relația de cuplu, să știți că se iau niște hotărâri importante săptămâna asta, dragi fecioare. Da, unii puteți avea și discuții legate de un divorț, de o despărțire, alții din contra, pentru o mutare împreună. V-am zis, depinde prin ce situații vă aflați. Da? Avem doi de spade aici. O decizie importantă pe care cineva o ia. Doi de spade poate să însemne și uh, cineva care evită să comunice da, cineva care este foarte mult pus pe gânduri. Stui, este o persoană aici pe care o simt eu că vorbește strict și la obiect în legătură cu o situație. Dragi fecioare, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații. Iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce ți aduce, clarificăm cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru, pentru fecioare, dar vom lua și mesaje bonus din partea oracolului, mesajele iubirii, pentru că da, avem dragobetele. Și, dragi făcioare, ce să vă zic, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă. Luați și vă deschideți în fața schimbărilor. Poate să fie și o săptămână aglomerată, dar este o săptămână în care eu văd că vei reuși să schimbi ceva, vei reuși să mai rezolvi ceva anume. Te îmbrăcișez cu drag, îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, te invit cu mare drag acolo, te îmbrăcișez și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.